Foarte penibil ca polițiștii să facă ceea ce vor și jandarmii RCS-ul, da? Și oamenii din voi. Penibil! Astăzi și-au dat seama bucureștenii că de fapt RCS-ul a vrut să fie bucureștean, dar s-a împuțit treaba și au apărut romi. Așa că s-a întors înapoi, dar parcă aș vrea ca el să nu fie bucureștean, adică cel care vorbește acum. Penibil, nu? Pentru chestia aceasta, un jandar de la Casa Poporului, din Auzite, a fost concediat sau trimis la parchetul militar. Astăzi, pe 15. Șarlatan numit DMT care țipă. Acum are și dosar și la București și la Ploiești.
dacă nu, la București. Când se va închide cel de la București, de să vă spun eu că când se va lăsa reclamă.